Liderul bielorus Alexander Lukashenko suspendă participarea țării sale la unul dintre cele mai importante tratate militare ale ultimelor decenii. Alexander Lukashenko a semnat o lege de suspendare a tratatului privind forțele armate convenționale din Europa, printr-o decizie justificată de faptul că reprezintă o fază de represalii forțate. Tratatul a intrat în vigoare în anul 1992, atunci când a fost caracterizat drept piatra de temelie a securității europene. Acesta limita numărul permis de tancuri, vehicule blindate de luptă, unități de artilerie, elicoptere de atac și avioane de luptă pe care un stat le poate avea în Europa. Nici Rusia nu mai face parte din tratatul privind forțele armate convenționale din Europa, după ce a ieșit unilateral din el în anul 2023.